Noi locuri de muncă în Mehedinți sunt puse la dispoziția celor interesați. Începând de astăzi, 70 de locuri sunt vacante, iar șomerii sau persoanele interesate pot consulta mai multe oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. De la începutul anului, numărul celor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți a fost într-o continuă creștere. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 70 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. Ajutor de bucătar 3 locuri, bucătar 3, barman 1, confecționer îmbrăcăminte 4, dispecer 2, femeie de serviciu 1 loc, fierar betonist 1, gestionar depozit 1, instalator sanitar 2, lucrător pe autocompactor 2, mașinist ifronist 1, necalificat pentru vopsitorie 3 locuri, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 10, ospătar 5, recepționer distribuitor 3, supraveghetor hotel 1, șofer 8 locuri, sortator deșeuri 2, stivuitorist 2, sablator 3, tubulator naval 1, tâmplar universal 1, vânzător 1 loc și 5 locuri pentru persoanele care au calificarea de vopsitor industrial. În următoarea perioadă se vor pregăti 4 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. De asemenea, prin compartimentul de formare profesională pregătim 6 cursuri de calificare, cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Noi organizăm aceste forme de pregătire profesională pentru a veni în întâmpinarea pieței muncii din județul nostru, la cererea agenților economici. Așa cum am spus, facem înscrieri pentru agent de securitate 1 loc, femeie de serviciu 2 locuri, îngrijitor spații verzi 2 cursuri, pardon, femeie de serviciu 2 cursuri, îngrijitor spații verzi 2 cursuri, agent de securitate 1 curs și un curs pentru agricultori, culturi vegetale și creșterea animalelor. Orice persoană care dorește se poate înscrie la oricare din aceste 6 cursuri, iar în momentul în care grupele de cursanți vor fi alcătuite, vor fi demarate activitățile de instruire teoretică și practică cu accent pe partea practică, ce reprezintă 2/3 din durata unui curs de formare profesională. Toate aceste informații sunt disponibile aici la sediul nostru din Bulevardul Ocolante numărul 3. Pentru șumerii care nu sunt municipiul Turnu Severin, pot merge la colegii noștri din Orșova, Strihaia, Baia de Ramă, Vânjumare și Comuna Cujmir. Șumerii din aceste localități sau din comunele arondate acestor puncte de lucru, așa cum am spus, pot solicita informații fie referitoare la locurile de muncă vacante, fie legate de condiția de înscriere la un curs de formare profesională. Șomerii, dar și toți mehedințenii interesați, sunt așteptați la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru.